Bun găsit, stimați prieteni, la Proces Verbal, ediție specială, vă spune Bogdan Enache. Ne aflăm în Blejoi, dragi prieteni, alături de mine se află primarul Adrian Dumitru. Vă mulțumesc, domn primar, pentru faptul că ne-ați primit și că ați acceptat să mergeți cu noi pe stradă. Bună ziua, cu mare drag, ediție specială, că e altceva decât în studio. Decât în studio, exact. Corect. Vorbeam înainte cu dumneavoastră și spuneați, domne, Blejoiul e cam spart, dar vorba aceea, nu se pot face, nu se poate face omletă fără să spargi ouăle, au început lucrări mari de infrastructură, canalizare, care și în spatele nostru sunt lucrări de canalizare. Am văzut un pic mai devreme lucrări că de modernizarea drumurilor. De modernizarea drumurilor. Canalizarea a fost introdusă aici. De canalizare, mă refer la nivelul localității. La nivel de localitate, da. Cabluri îngropate, cablurile aeriene care creează într-o parte a localității. Care este strategia pe anul acesta pentru început? Bun, știți foarte bine, la toate emisiunile la care am mai participat cu alți colegi de-ai mei primari, toți vă spun că sunt în campanie electorală a doua zi după ce au fost aleși. Dar nu e o campanie electorală, asta este o campanie de modernizare a comunei, a comunei Blejoi, a comunelor, dacă fac referire și la alți colegi primari, o campanie de a ridica nivelul de trai al cetățenilor comunelor noastre la nivel de oraș, să spunem. Lucrările din comună sunt începute de câțiva ani. Am început cu tronsonul principal de canalizare menajer, am venit cu canalizare pluvială, gândind că vom colecta apele de ploaie care se vor strânge pe drumurile care urmează a fi modernizate. Am avut în 2019-2020 o stradă model, strada Jupiter din statul Ploieștori, care are introdusă canalizarea menajeră, canalizarea pluvială, cablurile electrice îngropate în subteran, lărgit drumul, desfințate șanțurile, trotuar pe una dintre părți, pe cealaltă amenajat cu bordură, astfel încât putem să arătăm unde vrem să ajungem. O stradă de 400 de metri. Aici unde filmăm, în satul Țânțăreni, v-am spus, avem introdusă rețeaua de canalizare menajeră, rețeaua de canalizare pluvială, a venit momentul să modernizăm infrastructura rutieră a drumului. În paralel, suntem în fază de autorizare și introducerea cablurilor în subteran, să nu mai venim după aceea să intervenim. Săpați, exact. Să deranj. S-au făcut deja câteva dintre... Vă reușește dintre... acest lucru, mă scuzați, și anume, rețea de apă, gaze, canalizare, îngropat cabluri și după aceea aceste cabluri aeriene și cablurile aeriene îngropate și după aceea asfaltat. Au oamenii răbdare, fiindcă românii zic, domne, da, gazele, când? Adică, domne, dar trebuie să spargem iar drumul dacă vreți, dacă nu-i canalizare. Și prin intermediul dumneavoastră vreau să le mulțumesc cetățenilor din comuna Blejoi, satul Sânțeren, satul Blejoi, satul Ploieștori, acolo unde anul acesta au început multe șantiere pentru răbdare. Bun, au fost nemulțumiți, știu nemulțumirea, când facem canalizarea, ce facem? Întâlnirile publice care le-am avut, la întâlnire și private care le-am avut cu cetățenii din comun, le-am explicat că nu avem toți banii într-un sac mare să plătim aceste lucrări, plus că au fost proiectele care au necesitat mult timp, realizarea lor, verificarea, autorizarea, să luăm toate avizele, să le găsim finanțare. Birocrația da, de rigoare. Deci da, lucrarea din Țânțăren pentru modernizarea drumurilor e făcută pe buget local. Partea de îngropare a cablurilor, avem promisiunea că și electrica va veni cu o cotă parte lângă noi să facem modernizarea infrastructurii de iluminat public, branșamente energie electrică și cabluri de curent slab, să nu mai avem cablurile astea pe stâlpi. Partea de canalizare din satul Blejoi, satul Ploieștori, sunt finanțate parțial, nu în totalitate, dar cu o sumă destul de consistentă prin programul guvernamental Angel Saligny. Deci, vorbim de investiții la nivelul comunei, doar pe aceste trei lucrări, de peste 30 de milioane de lei. În condițiile deci în care bugetul pentru de investiții... Bugetul anual... nostru de investiții anual e undeva cam la 25 de milioane de lei. Dacă mai facem și economii din anii trecuți, putem să ne... Unde trebuia 30, hai să ziceți 30. Nu, 30 e mult. 20-25 de milioane, pentru că ai și cheltuieli de funcționare. Să plătești salarii, să-ți da, lumina aprinsă, să dai bani la școli. Pentru toate investițiile care se știe mai că, și am zis că a spus accentul, se știe că lucrarea de canalizare, introducerea canalizării, este cea mai scumpă lucrare de, din domeniul utilităților publice. La ora actuală, care și este cu cel mai mare disconfort. Și cu cel mai mare disconfort. Da. La ora actuală, care este procentul de realizare și care este viziunea administrației pe care o conduceți, astfel încât oamenii întreabă, domnule, și în cât timp voi avea eu? Mi-a spus o întrebare mai devreme. Și când veți vedea străzile astea gata? Sau nu știu cum a spus mai devreme, credeți se vor realiza? Și
Vreau să vă răspund. Vorbim la 31 decembrie 2023. Maxim 15 februarie 2024, tot aici. Și vom vedea la momentul acum vor arăta aceste drumuri. Da? Partea de canalizare, și aș vrea să mergem să vedeți și în satul Blejoi, partea de canalizare a satului Blejoi, care înseamnă toate celelalte străzi laterale, avem introdusă canalizarea doar pe strada principală, tronsonul principal, pentru că trebuia să ne legăm de stația de epurare, să o construim, să o punem în funcțiune. Am venit cu proiecte să rezolvăm tot ce înseamnă canalizarea menajeră și pluvială și în satul Blejoi. Estimez că anul viitor, undeva 31 decembrie sau 2025, tot așa februarie, țeava de canalizare va fi introdusă. Să le cer, deci maxim un an jumătate de acum, blejoierilor mei răbdare, că nu o să pot veni imediat cu partea de drumuri. Pentru că e o lucrare, lucrăm la proiecte, avem o parte din proiectele de modernizare a drumurilor, nu în totalitate pe toate străzile, că trebuie să terminăm întâi și întâi cu rețeaua de canalizare, dar e vorba iarăși de bani și de prioritizare. Sunteți mulțumit de modul în care au lucrat constructorii? Că de obicei oamenii... Eu vă pun o întrebare. Nu, oamenii de obicei sunt deranjați și atunci toată lumea se uită către primar, chit că este lucrarea unei firme. De-aia vă întreb pe dumneavoastră. Am ajuns la un anumit moment în care noi ca și cetățeni, poate și eu într-un alt context, mi-aș dori să se întâmple ieri tot în zona mea, da, ca să pot să trăiesc mai bine. Deci suntem prea nerăbdători. Lucrurile trebuie să făcute într-un anumit timp și trebuie să fim conștienți. Vă dau un exemplu. Am depus sau am demarat procedura de realizare a unor blocuri pe Agenția Națională pentru Locuințe în 2019, după ce Primăria Blejoi a achiziționat un teren de vreo 6 hectare în vecinătatea Spitalului Județean. Și am făcut demersuri și am avut sprijin din partea domnului Țurcanu, fost director al Agenției Naționale pentru Locuințe, consilier județean la momentul ăsta. Da, deci chiar am avut sprijin din partea dumnealui. Abia zilele trecute am obținut ultimul aviz al Ministerului Dezvoltării că documentația noastră este în regulă și că va fi dată către ANL pentru a scoate la licitație proiectare și execuție. Și sperăm că anul viitor, în aprilie, ceea ce am promis în 2019, va începe construcția la primul bloc cu 28 de apartamente pentru tineri. Vor urma și altele. Cât au trecut, domnul Enache? 4 ani. 4 ani, da. Toate proiectele majore de infrastructură pe care le face autoritatea publică, vorbesc de proiecte majore, au un anumit timp de maturitate. Nu le poți face, nu poți să spun că gata, domnule, ce vreau să fac acum? Să trag aici drum subteran și să spun că deja am proiectul și că l-am și realizat în 6 luni de zile. Imposibil de a realiza. Oamenii sunt conștienți. Dar știți că foarte mulți și ploieșteni locuiesc, da, s-au mutat la Blejoi. Așa și este. Și oamenii de aici, domnule, comuna noastră, ne mândrim cu ea, investitori mari atrași aici și aici este de punctat. Cu acei investitori mari atrași aici avem posibilitatea ca din buget local să facem astfel de investiții. Da. Pentru că investițiile pe fonduri europene nu-ți vin. Hai că e un sac din care mă duc și iau fonduri europene. Sunt fonduri europene pe care nu le poți accesa. Vorbeam de diferite investiții și cu dumneavoastră am mai vorbit. Avem sala de sport. N-am putut o face pe fonduri europene pentru că nu era o axă de realizare unei săli de sport, așa cum am făcut-o noi din buget local, dar pentru comune. Era pentru reabilitări la orașe și sunt orașe care au luat pentru asta. Bine, sala de sport de la Blejoi chiar e spectaculoasă și pe fonduri și europene zona, nu puteam face. Și zona, da, regiunea avea nevoie. Pe fonduri adică europene aici a fost nu puteam face. Cristina Neagu, da? Adică au fost multe, exact, la nivel național. Ceea ce s-a întâmplat după. Pe fonduri europene am reușit și am câștigat proiect pentru realizarea unui centru de zi pentru bătrâni. Semnăm contractul, o să înceapă realizarea documentației tehnice, licitația pentru construcție. 2026 vom avea un centru de zi pentru bătrâni cu 2-3 asistenți medicali. 2026, da? Ăla e perioada de implementare, este proiect accesat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. PNRR-ul, da. Da? Deci, ăla e perioada în care trebuie să-l implementăm. Proiectul este câștigat. Trebuie să mergem să semnăm contractul de finanțare. Ne-am autorizat serviciul de asistență socială. Ni l-am acreditat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. E acreditat de câteva zile. Deci vom putea demara, semna contractul și demara procedurile pentru realizarea lui. Când se va finaliza, o să vă arăt locația în satul Ploieștori, lângă parc. Vom avea acest centru de zi pentru bătrâni cu posibilitate de recuperare, cu 2-3 asistenți medicali care pe timpul zilei vor asigura asistența medicală persoanelor cu handicap, bătrânilor din comună care nu se pot deplasa. Salariile asistenților medicali pentru o perioadă de 5 ani de zile vor fi plătite din aceste fonduri europene. De asemenea,
am câștigat proiect european pentru modernizarea și dotarea școlilor. Da? Și le vom dota cu mobilier, cu table inteligente, cu calculatoare, laptopuri, ceea ce au cerut cadrele didactice, dascălii, în proiectul pe care l-am scris. Vă propun să închidem această paranteză mai mare, da, și să mergem în Blejoi să continuăm cu rețeaua de, canalizare. Șantierul e undeva la 80% din întinderea satului. Dar apropo, fiindcă tot suntem aici. Deci aici, ca să vă întreb punctual, aici vine bordură, ca și concept mă refer. Asfaltul va veni la 7 cm sub marginea superioară a bordurii. Da. Da? Aici va fi trotuar. Da. În trotuar vom avea trase cablurile și vom desfința stâlpi. Trotuar și pe stânga și pe dreapta. Da, și pe o anumită parte există și spațiu verde. În satul, înțeleg aici. Pisa de biciclete? Că vorbeam cu... Pisa de biciclete. Gândiți-vă că avem undeva la 6 metri de... Deci această stradă nu. Nu, în sat nu. Pentru că în sat trebuie să circul cu 30 de km la oră. Cam peste tot ați impus? Păi nu, dar e zonă rezidențială, scrie în codul rutier. 30, 40, 50 de km la oră. Putem să venim și cu indicatoare. Da? Și trebuie să respectăm și noi regulile. Partea de profil transversal între bordurile a drumului, deci partea carosabilă care va fi cu asfalt, dacă vă uitați, are undeva la peste 6 metri. Oricând vom putea, după realizarea acestui drum, să venim cu marcaj rutier pentru pistă de biciclete. Nu, fiindcă ne-ați provocat atunci, ne-ați dus, adus până la limita Ploieștiului. Și Ploieștiul n-a continuat și lumea să întreba... drumuri cu trafic foarte mare. Da? Deci am venit cu piste de biciclete pe un... Și oamenii chiar merg, și le chiar folosesc. Merg, exact. Încercăm să luăm tot pe PNRR sau pe Agenția Fondului de Mediu proiect pentru finanțare pentru pista de biciclete care vine de la giratoriul ăsta care e situat în zona suspendat. Stației PECO, nu? A. Până la cel suspendat, petrol, de lângă Rom Petrol, până la cel suspendat, pe izlazul comunal cu o pistă de biciclete de 3 metri. Ca să o unesc de cea care am făcut-o până la exact, Ploiești. Da. Se va uni cu trotuarul care e la drumul județean 102 ca să poți ajungi la Spitalul Județean. Deci că până, până acolo e pistă oricum. Exact. Că Ploieștiul nu face. Nu. Adică Ploieștiul nu are... Mă rog. Nu-i problema. Da? Mergem așa, deci, în Blejoi să continuăm discuția. Ca să finalizăm, putem face pistă de biciclete și aici din marcaj. Dar întâi și întâi trebuie să ne obișnuim cu faptul că vom avea o stradă lată, că va trebui să băgăm mașinile în curte, că avem unde, nu să le lăsăm pe stradă, să poată circula. Asta va fi rugămintea dumneavoastră? Da. Da. Pentru că... Bine, aici dacă se parchează încă o mașină și una pe stânga, una pe dreapta, nu prea mai... Da, dar la momentul ăsta e vorba de șantier. Nu, mă refer după. După. Deci va fi o rugăminte... Da. Asta o să avem într-o altă emisiune când terminăm străzile. Da. Haideți să mergem la Blejoi ca să vedem lucrările de canalizare. Sigur. Suntem în Blejoi, satul Blejoi, domnule primar. Da. În spate avem lucrări de canalizare. Aș vrea să facem o scurtă recapitulare. Oamenii blejoieni trebuie să înțeleagă așa. Sau haideți că, virgulă, că lucrările de canalizare... Că spuneați în drum că vor fi sparte anumite străzi în continuare, adică anul acesta, nu? În afară de strada principală actuală Radu Tudoran din Blejoi, din satul Blejoi, toate străzile vor fi sparte. Când se vor fina? E clar, este termenul întrebare. Termenul de execuție de 24 de luni, dar din discuțiile cu constructorul, noi sperăm că anul viitor, 31 decembrie 2024, să fie gata. Cu și tot cu asfalt? Nu. Îngroparea cablurilor, conductelor de canalizare, menajere și pluvială în subteran și realizarea branșamentelor. Și ca să vă faceți o idee, că vorbeam mai devreme în Sânțăren la drumuri, gândiți-vă, apropo de eficiență și de modul în care construiesc, într-o lună de zile au îngropat 4.000 de metri liniar de conductă în subteran. Adică ritmul de realizare e unul totuși foarte bun. Da. Dar să nu zic extraordinar, să spun că e foarte bun. Dar spuneți-mă, rog, veți lua pe porțiuni, nu se vor fi sparte simultan toate străzile? Deci noi la momentul ăsta, în satul Blejoi, avem 3 echipe care lucrează. Și au început pe străzi, astfel încât să poată circula totuși, da? Am venit dinspre partea de câmp, ca să nu avem probleme cu venirea ploilor de toamnă, cu, noroiul care ar veni din partea de câmp, da? Da. Și să venim pe partea de asfalt în lunile care vor fi mai ploase. Noi scoatem pământul și vom veni cu, cu balastru. Drept pentru care nu va fi chiar atât de mare disconfortul produs de noroi sau de altceva. Da? Lucrările așadar 24 de luni,
maxim. Da. Noi am început în, suntem în septembrie, undeva în august, după Sfântă Mărie, de-aia am zis că într-o lună am făcut cam 4.000 de metri liniar, deci cam în un an și jumătate, 18 luni, am vrea să terminăm cu îngroparea acestor conducte. În această perioadă de timp vom lucra la partea de proiecte. Avem proiectul de modernizare a străzii Radu Tudoran cel pe care am introdus deja canalizarea menajeră și va mai avea pe anumite porțiuni canalizare pluvială ca să scăpăm și de apa de ploaie de pe strada principală, strada Radu Tudoran. Și anul viitor vom lucra la realizarea proiectelor de modernizare a drumurilor, îngropare cabluri în subteran și modernizare de drumuri pe străzile pe care la acest moment în satul Blejoi băgăm canalizarea. Cablurile vor fi îngropate. Tot, eu așa îmi doresc. Tot în acest termen, oamenii să înțeleagă că în 24 de luni... Nu. În 24 de luni vorbim doar de realizarea canalizării menajere și pluviale. Mie nu-mi place să mint oamenii. Da. E vorba de bani. Deci gândiți-vă că această investiție costă 30 de milioane de lei. Adică mai mult decât bugetul Blejoiului pe un an de zile, cu tot cu funcționare, cu susținerea școlilor, a iluminatului public, a salariilor, a reparațiilor. Și oamenii bine că vor și alte lucruri, numai canalizare. Exact. Acum, bun, mă facem pe asta. Eu îmi doresc de la cetățenii satului Blejoi ca în momentul în care va fi finalizată, recepționată, să branșeze toți. Asta vreau să vă întreb. Era următoarea întrebare. Spuneți-mă, rog, la capitolul cereri, la... Gradul de branșare la momentul ăsta, pe tot ce am făcut, tronsonul principal de canalizare, e undeva de la 35% până în 40%. Oamenii au așteptat, foarte mulți oameni au așteptat să vină canalizarea. Cei care vor să se branșeze vin și sunt uneori, ca să nu mă feresc de cuvinte, agresivi. Nu faceți, nu... Bun, am făcut-o. În momentul în care am făcut o investiție de 3 milioane de euro pe primul tronson de canalizare și eu am avut branșare 23%, mai este eficientă acea investiție? Da. Ne dorim să o facem și, după cum vedeți, lucrăm în continuare. Dar și cetățenii comunei trebuie să conștientizeze că trebuie să ne conformăm, să intrăm și noi, să respectăm regulile. Adică pe urmă mai este și un alt aspect, s-a mai întâmplat în alte localități. Nu se racordează, peste un an de zile vrea să se racordeze și primăria zice, păi nu putem să dăm autorizație să spargi strada, că tocmai am asfaltat-o. Nu. Deci, vedeți dumneavoastră, sunt oameni care nu știu efectiv ceea ce lucrăm noi și chiar vă mulțumesc pentru această emisiune că putem să le spunem. Având exemple de la ceea ce a spus dumneavoastră mai devreme, proiectul pentru realizarea canalizării menajere în satul Blejoi a fost gândit inclusiv cu realizarea branșamentelor și cu țeavă sau chiar cămin la marginea proprietății cetățeanului, astfel încât când va dori el să se branșeze, să nu mai spargă asfaltul. Să nu mai stric infrastructura, că ajungem exact, păi bă, dar abia am asfaltat și trebuie să te branșezi. Cam bancul ăla, unii încarcă, alții descarcă, adică... Da, și deci... sunt alții care zic că facem lucrări proaste, că i-am dat lui la voie să branșeze. Și alții care zic, domnule, de ce cheltuiți banii publici, că îi dați... Deci noi la momentul ăsta finanțăm inclusiv realizarea branșamentelor până la limita de proprietate a cetățeanului, ca el să-și facă decât din curte de unde are fosa septică către partea de branșare care a lasă... Deci dacă dorește domnul Popescu peste un an, este la limita proprietății. Nu mai știi că mie partea de drum sau de trotuar sau ce vom face noi până la acel moment dat. Sincer, domnule primar, încă o dată, lucrările de canalizare sunt cele mai scumpe. Da. Durează, creează disconfort major, adică se sparge strada. Corect. Alea de asfaltare sunt cele mai bune, te pupă toți. Da. Când vedeți Blejoiul, aveți experiență în administrație, slavă Domnului, când îl vedeți toate străzile din Blejoi, când le vedeți având canalizare? Canalizare, toate străzile din Blejoi vor avea în 2024, cel târziu martie 2025. Toate. Din satul Blejoi. Da. Nu, vorbesc de satul Blejoi. Ok. Pentru că făceam vorbire mai devreme, în Ploieștori, săptămâna aceasta, vineri, semnăm contractul cu cel care a câștigat licitația pentru toate străzile care sunt în partea dreaptă a străzii Teleajului până la DN1, până la șoseaua de centură care trece prin satul Ploieștori și Țânțărea. Da. Deci vom avea și în satul Ploieștori șantier. Urmează ca până la finalul anului să primim proiectul tehnic pentru restul de străzi care mai sunt în Ploieștori de făcut și în 2024 proiectul tehnic pentru restul de străzi din Țânțăreni. Și toate străzile din comuna Blejoi estimez că vor fi în 2028 gata. Ca și canalizare, menajeră și pluvială. Da. Cartierul Albert cum e?
că tot al dumneavoastră este. O să facem o vizită și în cartier, Albert, peste câteva minute vă duc și acolo, că și acolo avem de vorbit. La rețeaua de apă și de, ca să terminăm cu utilitățile, da. La rețeaua de apă și de gaze, bănuiesc că toate... Bun. Rețeaua de apă am început înlocuirea conductelor din metal cu conducte din plastic încă din 2004-2005. La momentul ăsta, toate conductele de alimentare cu apă potabilă din satul Blejoi sunt din plastic. Alimentarea cu apă este pentru fiecare imobil, deci nu există cineva să spună că nu se poate branșa la rețeaua de apă. Investim în continuare, vedeți dumneavoastră, comuna are două surse de alimentare cu apă. Satul Blejoi este exclusiv alimentare din foraje de adâncime, satele Ploieștori și Țânțăreni foraj de adâncime și suplimentar și din apele române, din sistemul de exploatare zonal. Încercăm ca și la Blejoi, pentru că diferența de nivel la Blejoi e mai mare decât ceea ce se întâmplă geografic vorbind la Ploieștori și Țânțăreni, am mai forat un puț. Vom mai fura un puț în cartier, Albert, pentru că și acolo avem o problemă cu presiunea de apă și cu cantitatea de apă necesară pentru cei care locuiesc în zonă. Și avem în derulare un proiect de alimentare cu sursă alternativă de apă din barajul de la Paltinu pentru satul Blejoi, în cazul în care, Doamne ferește, nu se branșează cetățenii noștri la canalizare, se infestează pânza freatică și nu va mai fi bună apa de băut, și atunci trebuie să avem variante și pentru satul Blejoi cu alimentare alternativă din barajul deci de la Paltinu. Primăria efectuează toate aceste lucruri? Primăria le face, da. Nu Hidroprahova. Hidroprahova decât operează rețelele noastre. Da? Noi facem această investiție din anumite motive, ca să nu le devoalăm acum, mai avem și alte emisiuni. Bun, dragi prieteni, ne aflăm pe o stradă unde, spre surprinderea mea, domnul primar spunea că vor fi 4 țevi și vă rog să ne explicați, fiindcă eu știu că la canalizare se introduce canalizarea, conducta pe mijlocul șoselei, așa e, cel puțin așa am văzut eu, după care stânga, dreapta, de asta vă întrebam un pic mai devreme că trebuie sparte și... dacă cineva dorește să se branșeze. Care este conceptul la Blejoi? Conceptul la Blejoi în felul următor și cred că suntem primii care am gândit în felul ăsta proiectul de canalizare. Încă de la prima etapă de realizare a conductei de canalizare am gândit canalizare, țeavă de canalizare menajeră de o parte și de alta a străzii, astfel încât partea carosabilă să nu fie afectată foarte rău de lucrările de săpături. Să poată circula, deci disconfortul creat cetățenilor să fie cât mai mic. În plus de asta, gândiți-vă în viitor la partea de exploatare a rețelei de canalizare. E mult mai simplu să știi că intervii decât pe o parte a drumului fără să sap, să afectezi infrastructura rutieră. Intri decât în trotuar, vezi unde e defect cu un cămin, o țeavă înfundată, intervii acolo. Mentenanța e mult mai simplă fără a crea în plus disconfort cetățenilor din zonă. Și de aceea, pe cele mai multe străzi din comuna Blejoi, aici, în satul Blejoi unde suntem, avem conducte de menajer și de o parte și de alta străzi. Dacă strada e foarte îngustă, adică gândim în viitor să introducem chiar sens unic pe ea, tehnic îl poți introduce decât o singură conductă de menajer pe mijloc și lângă ea conducta de pluvial să poți să preiei apele pluviale când se va moderniza drumul. Dar unde lățimea drumului, permite, spre exemplu țevile, aici, aici vor fi patru țevi. Vor fi una pe stânga, una pe dreapta, conducta pe de dreapta, colectarea apelor pluviale, da, care vor da în emisarul Bleaja, da, și încă o țeavă, pentru că din proiectare a ieșit că diferența de nivel pe ridicarea topo nu permite scurgerea apelor menajere gravitațional, se mai pune o conductă de refulare, cum o numesc proiectanții și constructorii, care va pompa apa menajeră colectată până în zona unde ea se poate duce gravitațional, într-un sonul principal de pe strada Radu Tudoran și mai departe la stația de epurare de la Țânțăreni. Acum am înțeles de ce spune, dacă domnul, spre exemplu, care are casa pe stânga, nu se dorește, nu dorește acum să se branjeze sau are o problemă, da, până la limita proprietății, la fel și domnul de pe dreapta, fără ca strada să fie spartă. Da, dar din țevile care noi le tragem la momentul ăsta, ele vor fi branșate cu încă o țeavă mai mică până lângă gardul până la domnului. Limita proprietății. Deci trotuarul n-ar trebui, da, să-l mai strice. Da, da. Nu numai partea carosabilă. Am înțeles. Da, interesant este. Recunosc că n-am auzit până acum. Adevărat, costurile sunt un pic mai mari. Dar câștigurile în viitor, pentru că o astfel de investiție o faci pentru 50-60 de ani. Gândiți-vă la rețeaua de canalizare din Paris, cu țevile alea mari. Nu mai intervii pe ea și peste 5 ani. Deci gândirea este făcută pentru viitor, astfel încât disconfortul nostru al tuturor, că eu nu mă mut din Blejoi, rămân în Blejoi și dacă nu mai sunt primar, voi circula pe aici. Disconfortul creat în viitor să fie cât mai mic.
Interesantă abordare. Acum o să vă... Apropo de gravitațional, există diferențe mari în Blejoi de altitudine? Deci, satul Blejoi are cea mai mare diferență de, de nivel. Da? Deci între partea cea mai de sus a satului și partea de jos unde suntem acum, diferența de nivel este de 16-18 metri. Satul Plăieștor, satul Țânțăren sunt mai plate, ele sunt mai lașesc și acolo țeava de canalizare respectă panta de curgere a apelor menajere, dar au fost și zone în care am fost nevoiți să punem și stații de pompare. Deci în Plăieștor și Țânțăren avem cam 3 stații de pompare. În Blejoi decât pe anumite zone. Deci nu-i lăsați pe cetățeni să se descurce? Că sunt și zone în care, dacă se va branșa, diferența de nivel între unde și-a făcut cetățeanul casă și conducta noastră este atât de mare încât el trebuie să vină cu o mică stație de pompare, care costă cam 500 de lei și să-și urce apa menajeră până în conducta. De strada aceasta spuneți că în maxim cât va arăta cu totul altfel și 2 ani? Haideți să nu dezinformăm. Vă rog. Tot ce înseamnă satul Blejoi, am spus că în 2 ani de zile va avea conducte de canalizare introdusă. Nu vorbim de modernizarea drumurilor. Cablurile acestea dispar, da? Da, dar nu în ăștia 2 ani. Nu, dar dispar. Da. Ăsta e proiectul, asta e gândirea și vreau să fac o gândire unitară pentru comună, dacă am făcut în Țânțăreni așa, la fel voi face și în Plăieștori și în Țânțăreni. Bine, v-ați apucat, domn primar, de ceea ce e mai greu într-o localitate, cu rețele subterane, cu asfaltări, cu deranj. Deci, cu, astea sunt lucrurile grele care trebuie făcute la acest moment. Da, am făcut lucrurile mai ușoare, lucrurile care erau de interes pentru cetățeni, acum am trecut la lucrurile un pic mai grele. Sunt curios să văd cum priviți cartierul Albert. Să vedem că acolo e la marginea orașului, nimeni nu știe exact unde începe, unde se termină și cât de mult s-a integrat și Albertul în Blejoi. Da, și vedem Albertul acolo. E un pic special față de vatra satului, cum o denumim. Hai să vedem ce e în Albert. Ne aflăm, dragi prieteni, în cartierul Albert, un cartier care s-a dezvoltat, o zonă care s-a dezvoltat foarte mult, domnule primar, foarte mulți oameni și-au cumpărat locuințe aici. Spuneți-mi, vă rog, din punct de vedere al infrastructurii rutiere cu plecădere, care este situația în Albert și care este, de fapt, sunt planurile de dezvoltare? Fiindcă în scurt timp, în 2-3-5 ani, cu siguranță va fi o nebunie generală aici. Așa este. În ultimii 10-15 ani, zona aceasta, cred că a câștigat peste 500 de unități locative și sunt în derulare și alte intenții de dezvoltare și, după cum vedeți, această zonă, o să mai luăm câteva cadre, multe locuințe colective, multe aici, blocuri. Aici, dumneavoastră, administrația Blejoiului, vreți să fie zonă în continuare rezidențială? Veți aproba în continuare? Toată lumea cunoaște zona de nord. Știți cum se vorbește de comuna Florești de lângă Cluj, că este dormitorul Clujului. Da. Probabil zona asta și în Păulești vor fi dormitoarele Ploieștiului. Da? Deci zona asta va avea o dezvoltare rezidențială combinată pe zona comercială de altă dezvoltare a infrastructurii comerciale. Zona de depozitare acolo, sau da? Altceva, da. Zona care este în imediata vecinătate a drumului național, a șoselei de centură, așa cum o cunoaștem noi, va avea la front probabil tot o zonă de comercial, de depozitare, de mică producție nepoluantă, dar zona unde ne aflăm noi aici ca și destinație hotărâtă în Consiliul Local Rezidențial. De ce ne-am oprit aici? Dau o veste bună cetățenilor care locuiesc în această zonă. Până la finele anului vom aloca banii necesari exproprierii pentru modernizarea, pentru lărgirea străzii Hortensiei. Da? Strada Hortensiei a fost inițial un drum de exploatare agricolă. Terenurile pe care noi le vedem stânga-dreapta au fost terenuri extravilane. Prin planuri urbanistice zonale s-au făcut introducerea lor în intravilan, s-au construit inițial case, după aceea locuințe colective. Noi am reușit să introducem destul de greu partea de rețele de canalizare, de rețele de apă. Ele vor trebui conectate printr-un proiect viitor cu stația de epurare din satul Țânțăren și la momentul ăla Blejoi va fi independent de rețeaua de canalizare menajeră a orașului Ploiești, deci toate deversările noastre se vor dirija către stația de epurare de la Țânțăren. Proprie. Proprie. Dar următorul pas
ceea ce vorbim noi la acest moment este modernizarea acestei străzi și trecerea ei la un profil de 12 metri. Nu vom reuși să ajungem cu ea între șoseaua Găgeni și Bulevardul Republicii. Nu vom reuși să ajungem cu ea până în Bulevardul Republicii, pentru că acolo 150 de metri este teritoriul administrativ al Ploieștiului și ne vom intersecta cu strada Florilor din Comuna Blejoi, care este în spatele companiei de gaze Distrigaz și este în sensul giratoriu care este realizat la intersecția DG236 cu DN1A. Deci Consiliul Local a aprobat ca ceea ce vedem noi în spatele nostru, da, în următorii 10 ani, ce 10 ani? Mă rog, să zicem 10 ani, aici vor fi blocuri, unități locative, zonă rezidențială. Încă o dată, aceste unități locative nu le va face Comuna Blejoi, le vor face investitori privați. Evident, privat. Evident. Și nu vreau să lansez că în viitorii 10 ani, că nu știm cum evoluează piața. Eu am zis piața. 10 ani. Nu știu cum evoluează piața. Nu, dacă este ideea să... că noi avem în zonă, ca și intenție... Nu, era opinie personală, dezvoltarea... eu cred că în următorii 5 ani, dacă mă întrebați pe mine. Nu. Fiindcă cererea lor actuală... 10-15 ani. Avem undeva aici, într-o anumită zonă, intenția de a realiza un parc pe o suprafață de 3.000-4.000 de metri pătrați, fiind o oază de zonă verde pentru copiii din zonă și sperăm ca până la finele anului să ne luăm toate autorizațiile de la Electrica, să îngropăm niște cabluri în subteran acolo, să viabilizăm terenul, să putem să începem lucrările de realizare a aleilor și anul viitor, probabil până în primăvară, plantările. Albertul, simțiți integrat în Blejoi? La momentul ăsta nu, pentru că gândiți-vă că ultimii 20 de ani au însemnat creșterea acestei zone din punct de vedere al numărului de locuitori și al numărului de imobile, de locuințe. Da? Nu sunt cetățeni din satul Blejoi, din vatra satului, care să locuiască aici, poate cu 3, 4, 5, 6 excepții. Da? Sunt oameni care și-au cumpărat o locuință realizată de altcineva sau au cumpărat teren și au construit ei casa și s-au mutat aici în Blejoi. Deci ei sunt cetățenii noi ai comunei. Da, este foarte frumoasă exprimarea. Vă propun să vedem ultimul obiectiv major, dragi prieteni, pe care administrația din Blejoi îl are. O altă provocare. Domnule primar, ne aflăm în apropierea cartierului Albert, lângă cinema, lângă Play Shopping City. Păi, cu siguranță, zona comercială a Blejoiului. La cât de mult se dezvoltă Blejoiul, cu siguranță, infrastructura rutieră va deveni o problemă. Am vorbit pe acest subiect, apropo și de lățimea drumului. Aici, în schimb, în spatele nostru, este o problemă care ține și de județ, de interes, și de interes local, și interes județean, și regional, de ce nu? Pe drumul spre Bălenț, spre Măneciu, spre Buzău. Spuneți-mi, vă rog, din punctul dumneavoastră de vedere, acest drum, care e o singură bandă spre Văleni, până la Rom Petrol, până o sternă Blejoiul, are vreo șansă administrația locală, în colaborare poate cu județeana, cu naționala, să se întâmple ceva? Știu că aveți un proiect în acest sens. Bun, ca să fac o mică istorie, încă din 2009, împreună cu președintele de la momentul acela al Consiliului Județean, domnul Cosma, cu doamna Rodica Parasiv, care atunci era director la Direcția Tehnică Investiții, actual parlamentar, și după aceea când a devenit parlamentar, am avut nenumărate întâlniri la Ministerul Transporturilor, la CNAIR, propunând lărgirea acestui drum la 4 benzi, pentru că așa cum știți cu toții, se blochează. Sub giratoriu suspendat avem 4 benzi. Efectul de pâlnie se vede clar cu ochiul liber pentru toți cei care suntem șoferi. Plecăm dintr-o bandă, intrăm în două benzi pe sens, iar intrăm într-una, ajungem în zona Rom Petrol de care făceați vorbire, unde Blejoiul, comuna, a reușit să realizeze acel sens giratoriu, să lărgească cât a avut bani la momentul ăla, că suntem și noi totuși o primărie de comună, nu municipiu, județ sau altceva. Dar iarăși două benzi și atunci efectul de pâlnie se tot produce. Discuții au tot fost și v-am spus, din 2009 suntem în 2023. Discuțiile de anul acesta pe care le-am avut personal cu secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, cu domnul ministru Grindeanu, acum mai de curând, au aruncat un pic mingea, să spunem, tot în curtea comunei. Băi, dacă vrei neapărat, facem un parteneriat, Comuna Blejoi cu Ministerul Transporturilor, în baza unui studiu de prefezabilitate pe care noi, comuna, le avem în lista de investiții și intenționez să-l realizăm până cel târziu anul viitor, în martie, care să mergem la Ministerul Transporturilor, să facem un protocol, să fim noi cum ar fi manageri de proiect, dar cu finanțare de la Ministerul Transporturilor. Sincer, mi-aș fi dorit ca această sarcină să o preia Consiliul Județean, dar
Pentru că suntem la intersecția unui drum județean cu un drum național, șoseaua de centură și doar un drum local, strada Florilor, în comuna Blejoi, zona în dezvoltarea cartierului Albert. Dar este clar că Blejoiul singur nu poate de financiar, plus că nu este treaba Blejoiului. Financiar adică nu putem. Nu este doar treaba Blejoiului. Nu. Din punct de vedere financiar, clar nu putem. Dar Ministerul Transporturilor probabil are încredere în administrația din Blejoi că a mai făcut, că știe, că poate și că face. Îmi doresc ca în martie să putem să mergem cu acest studiu de prefezabilitate la minister, să mai facem un pas în ceea ce ne dorim cu toții, toți participanții la trafic, nu numai ploieșteni, blejoeni, prahoveni, ci și alții care trec pe aceste drumuri. Foarte mulți, da. Camioane și așa mai departe. Uitați-vă ce a însemnat realizarea drumului județean în 2012, DJ-236, a sensului giratoriu în 2014-2015, da? Avem nevoie de fluidizarea traficului rutier, să nu mai fim nervoși în trafic, să respectăm regulile. Avem nevoie de autostrăzi, avem nevoie de drumuri. Se lucrează. Trebuie să lucrăm la toate. Vorbeam mai devreme în comună de infrastructura rutieră a drumurilor locale, de canalizare, da? O să mai vorbim de ceea ce înseamnă școli, zone de recreere, parcuri, sală de sport. Dar avem nevoie și de așa ceva. Și atunci toți cei care se uită la această emisiune trebuie să înțeleagă că nu avem toți banii dintr-o dată într-un sac, într-un depozit foarte mare. Proiectele le facem în timp, nu ne dorim decât să aibă răbdare și încredere că lucrurile se vor așeza. Vă mulțumesc, domnule primar. Mare drag. Și apropo de școli și grădinițe, chiar acesta era planul emisiunii, să cuprindem și educația, dar vă propun să ne vedem în viitorul apropiat, da, și sportul, fiindcă la Blejoi ați dezvoltat ceva fain acolo și merită văzut, da, că de fapt este un întreg. Vă mulțumesc, dragi prieteni, punem punct, că deja am prezentat la Blejoi. Mie mi-a spus în primar, domnule Nache, nu o să puteți filma tot, că au sunt multe proiecte, da. Vom reveni aici la Blejoi, mare în viitorul drag, apropiat. Vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți sănătoși!